ziua, ce faceți? Bună! Hello, hello! Salut, Gabi! Bine ai venit, venit la înregistrare! Bine ai venit la studio 1, să vezi videochat! Am venit, dragii mei, la Book Studio. Aici înregistrăm noi toate melodiile și toate prostioarele noastre. Studioul minunilor. Da. Colegul nostru, Bogdan Iuman, a fost pictat pe față de către un copil care a venit aici la înregistrare. Băi, de către pictorul Nicolae Grigorescu, mă! Asta sau de Tonița, nu știu cine i-a făcut. Un celebru. I-a făcut și cercei? Deci Bogdan... Și sprâncene! Bogdan, te-ai dus la pensat! Bogdan este o... operă de artă! Așa, o vedetă și sunt onorat să îl am lângă mine aici. Bine, acum nu e lângă mine aici și mai bine că nu e lângă mine aici. Dar uitați ce minunăție de băiat avem aici la studio! Este o minune, deci, pură! Eu când vin, vă mărturisesc sincer că eu când vin la studio fiecare zi și văd tablou ăsta, bă, ce bies piesele, frate, altfel, mă. Ai ziua mai bună! Am, deci, nu, uite, bă, filmează afară. L-ai văzut pe Bogdan Ioan. Uite afară, e soare. Dacă n-ar fi fost asta, mai era da, soare. Da, da, adevărul este că dacă nu era acest tablou cu Bogdan Ioan pictat cu mustață și cercei și sprâncene, afară ar, și, ar fi o vreme nasoală. Și dacă ai venit tu la studio și nu mă filmai pe mine. Ieșa așa mișto filmarea acolo? Nu ieșa, nu, deci în niciun caz, mie, nici măcar nu mi se deschidea camera. Da, nu, dădea erori, o ies. Bună, sunt Gheorghiu, Cătălina, dacă se aude ceva în spate, e pentru că sunt la studio și cineva înregistrează. Știu că nu am mai postat de mult timp, îmi cer scuze pentru persoanele care au așteptat să postez și mi-au dat mesaje. Am fost foarte aglomerată pentru că a început liceul, am avut și evenimente, nunți, botezuri și așa mai departe. Dar important e că am revenit. Astăzi filmam ceva tip ce se ascunde în spatele înregistrărilor, filmărilor și așa mai departe. O să vă arăt cum decurg lucrurile la studio când eu înregistrez anumite piese, filmez anumite piese și așa mai departe. Multe persoane spun că, ei, nu e mare lucru, te duci la studio, oricine poate cânta, pentru că există acest autotune. Nu toată lumea poate folosi autotune din punctul meu de vedere, spre exemplu, mie nu mi se potrivește deloc, nici nu-mi place, nu sunt adeptă acestui autotune, pentru că mi se pare personal că îmi face vocea de roboțel. Nu știu, așa mi se pare mie. Gabi mi-a spus că ți-am pus puțin autotune, îți place? Nu, Gabi, se aude ca un roboțel. Gabi, scoate-mi roboțelul. Gabi, scoate-mi roboțelul. Deci nu vreau roboțelul. Gabi, scoate-mi roboțelul. Și mi-a scos roboțelul și se auzea, nu știu, specific Cătălina Gheorghiu. Adică cât mai natural. Așa că haideți să vedem ce se petrece pe aici pe la studio și dacă vă place ideea studioului și înregistrările din studio și aveți voce, sunteți talentați, eu zic să nu mai stați pe gânduri și să mergeți cât mai repede și să înregistrați anumite piese, pentru că e păcat să pierdeți anumite șanse care pot veni în favoarea voastră. Dacă vi se pare că mă uit șui, nu mă uit șui, stau bine cu vederea, în schimb mi-au căzut mai multe gene la acest ochi decât la ochiul celălalt și par puțin jbanghie, dar nu sunt. Elefanțelul ăsta. Cred că îl iau acasă. Bogdan, dacă vezi vlogul și nu-l găsești, să știi că e la mine. Cât timp trage Anuța, colega mea, cu care am lansat și piesa, am lansat piesa, cover-ul. Dansez amândoi, mă plictisesc de mor. Și nu știu ce să fac. Bineînțeles că mă refugiez în mâncare. Cred că ăsta e sensul vieții mele.
Și motivul pentru care trăiesc pe acest pământ. Da, cu siguranță e mâncarea. Al tău și nu va fi vreodată. M-a pus Gabi să mă duc să iau cafea. Dacă tot mă plictiseam, măcar să am și o activitate, nu? Bună ziua! Am venit să-i luăm lui Gabi cafea. O cafea pentru Gabi. Am venit pentru Gabi, dar nu știu ce cafea bea el. Puțin. Aștept. Cred că el bea cu o grămadă de zahăr, nu? Da, cu 4 de zahăr, dar eu prefer. Aoleu! N-am terminat încă școala. Dacă vărsa asta, în primul rând, că mă omoară Gabi, dar cel mai nașpa lucru ar fi că e opărită. E fierbinte rău. Priviți! Pot să țin cafeaua cu o mână. Filmez pentru vlog. Cam așa decurg filmările. Anu, ți-ai pregătită să filmezi? Așa. Ar trebui să mă fac videograf. Fur. Videografer. Păi data... Așa. Ia, vino mai în... Dreapta. Nici chiar așa. Așa? E bine? Uh-huh. Așa. Stai că a venit Cătălina. Dragii mei, am terminat cu înregistrările, iar acum facem clipul pentru acest cover. Eu sunt videographer. Grapher. Cătălina. Da. Stai jos. A, stau jos, mă văd în cameră? Ok. Dubla una, normal că mă văd, sunt mirobolantă. Yes. Yes. Fata, lasă așa vorbește inima. Am stat nenumărate ore la studio, eu am ajuns aici pe la ora 12:01, este ora 5:30 seara și încă nu am terminat. Deci, după cum vedeți, seara s-a năpustit asupra noastră. Nu-i așa? Vrei și tu să cânti? Rock and roll, baby! Am terminat și cu filmările și acum edităm videoclipul. Multă muncă și aici. El spunea că prietena mea niciodată n-ar putea. Da. Mai poți, Gabi? Da. Ești în forță? Da. Când am să fiu pe la 40-50 de ani, atunci o să fie mai greu. Acum e mai simplu. Anuța, tu cum ești? Anuța este... Ok. Am terminat într-un final toată treaba la studio și sunt foarte mulțumită de ce a ieșit. Sunt super, super obosită și de-abia aștept să mă duc acasă și să mă culc. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și părerea voastră în comentarii. Ne vedem data viitoare!